Ce ai făcut, boss? Te-ai speriat? A? Te-ai speriat? Da. Flăcăi! Mi-a prins noapte, evident. Ce putea se întâmple dacă pleci pombrie la 6:30 de acasă? Cred că am ajuns la munte! Hei, tocmai am ajuns în Comarnic. Este... frig. Frig la Sinaia. Dacă veniți la Sinaia în octombrie, luați-vă cu joace pe voi. Ai zis ceva de cafea ieftină? Automat! Păi hai! La automat? Omul a zis că știe cafea ieftină în Sinaia. La automat, 3-in-1. Am venit degeaba? Ce că n-au cafea? Ha? N-au cafea? Nu știu. E perfect. Mai cum? Liniște! Oh, frumos. Cafea, vreau să bem de aici. Dar nu merge. Păi de ce crezi că am venit în Sinaia? Păi aia sunt trebuie un chile pasite, pentru că mai ai dată. Păi nu, că asta era bună. Păi e, asta e. Ai trebuit să venim acasă. Corect. Nu te mai știa și pe-n Brașov. Nu, aia știa nu știu ce era, una... Vezi că în Brașov e o bodegă de asta, casa clătitelor. Clătite bune. Îți dai teama că oricum... Merg cu cafea. Dar de unde știi că nu mergi? Ce că e unul mai în față, Robert? Mulțumim! Unde le aliniem? Unde le aliniem? Păi nu băgăm și un hot dog? Că te arată viteza și la masajer? Ha? Că te arată viteza și la masajer? Da? Ha? Stoi la oră ea! Stoi la oră ea! Sună radarul. Da, stai puțin să plec și eu, că se aude vreo. Salut! Păi, acum plec, stai. Că e toba lui, se aude. Ah, ok, bine. Hai, te pup, papa. Hai, seara bună, pa!